Nu putem niciodată să despărțim mesajul lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu de momentul în care trăim. Dacă avem un deces al cuiva drag, nu o să vorbim despre bucurați-vă. Dacă avem o sărbătoare, nu o să folosim, știu, teologii doctrinale grele. Iar ceea ce este la ora actuală atmosfera dominantă sau gândul care stăruie în mintea noastră este ceea ce statisticile din America au constatat cu câtva timp în urmă, că prima problemă care chinuie pe cetățenii țării unde curge lapte și miere în America este insecurity, nesiguranța zilei de mâine. Astăzi am primit un mesaj de la cineva care vorbea despre perspectivele întunecate ale mersului economiei. Asta era și de mai de mult. Și, zic eu, virusul, COVID-ul a cam scos lucrurile de pe șine. Adică merge pe arătură trenul. Merge, nu mai merge. Dar astea sunt elemente clare care s-au fost umbrite de evenimentele care se întâmplă în lume. După unii, suntem chiar pe buza unui război mondial. Dacă nu a izbucnit și sper să nu izbucnească un conflict nenorocit, este doar teama tuturor de autodistrugere. Nu voi vorbi în seara asta despre amenințarea nucleară. Tema din seara asta este mai mult informativă, dar e orientativă pentru că trebuie să știm în ce lume trăim. Am să vă citesc din Isaia, capitolul 21, un text pe care cineva din străinătate, care mă sună odată la două luni, începe convorbirea cu acest verset. Străjerule, cât mai e din noapte? Străjerule, mai e mult din noapte? Ce să vă spun? Nu suntem proroci. Și Dumnezeu ascunde anume evenimentele pentru ca omul să nu fie condiționat în deciziile lui de consecințe, ci să aleagă moral din motivele lui personale. Să nu fie constrâns să vină la Dumnezeu, ci să-L iubească pe Dumnezeu, să-L dorească pe Dumnezeu. Nu știu dacă sunteți la curent cu perspectivele care se tot anunță. Ați auzit de The Great Reset. Ce este Marele Reset? Marea resetare. Când computerul meu, laptopul meu se înnoadă și intră într-un moment de nefuncționare, apeși starterul mai mult și totul se resetează, tot și funcționează de la început. Dacă ai cumva un soft stricat, folosești o licență, bagi softul și merge din nou nou. V-ați gândit vreodată ce însemnează Marele Reset? O să înțelegeți doar dacă dați puțin timpul înapoi și începeți cu ce s-a întâmplat cam de prin anii 1970. Când s-a produs în America o mare revoluție culturală, se numea counterculture sau liberation movement, la mișcarea de liberare. Bine, sunt de acord să aibă frații mei de culoare drepturi egale cu caucazienii. Corect. Femeia să fie plătită corespunzător eficienței profesionalismului ei, deci fără discriminare de gen. Super. Numai că există ceva în acest liberation movement. Știți ce? Și voi ajunge foarte curând la The Great Reset. Există, Biblia vorbește despre o conspirație. Nu mă refer la grupul Bilderberg, la masonerie, la iezuiți, nu. Astea sunt degete slabe. Mă refer la cel care stă în spatele oricărui deget. Și pentru asta voi citi textul din Apocalipsa, încă sunt la introducere, capitolul 12 cu versetul 7.
în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și acum atenție, Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana, acela, continuați, fiți atenți, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și îngerii, în primul rând că el au fost aruncat și îngerii lui. Vai de voi, versetul 12, pământ și mare, căci diavolul s-a pucurat la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Știți ce vrea să spună textul acesta? Că noi, oamenii, suntem cei mai ignoranți vis-a-vis de spioni între noi, nu spioni oameni, de aceste ființe invizibile pentru ochi din a patra dimensiune, care monitorizează mersul lumii, care au o strategie și o agendă pentru ca să reîntoarcă, să reseteze mentalitatea oamenilor de la reperele iudeo-creștine, de la reperele Bibliei, la reperele păgâne greco-romane. Nu știu dacă am vorbit vreodată despre ce a însemnat cultura greco-romană. Nu vreau să mă repet, dar vreau să știți că la școală, știu eu, chiar și la facultatea de istorie, nu se vorbește despre ceea ce a definit epoca, cultura greco-romană. În primul rând, vă întreb, de ce credeți că toate statuile grecești și romane sunt nude? Și artă, nu, proporția umană, frumos, sunt de acord. Dar știți de ce? Pentru că oamenii erau așa, nu neapărat în toate zilele și oriunde. Dar știți că în Grecia antică, atenție, în Grecia antică, cu Platon, cu, știu eu, Aristotel, Tales, toți aceștia, Pitagora, orice bărbat putea să-și facă de cap cu o femeie care nu era nevastă în stradă. Dacă o găsea la izvor, n-avea treabă. Copiii nedoriți, și erau mulți copii, erau fie duși în pădure să le sfâșie fiarele copiii tăi, fie puși pe prag și venea un fel de serviciu comunal care aduna fetele, că de obicei fetele erau nedorite, și le ducea să le crească în casele de prostituție. Exista libertinismul total, în care omul era arbitru, criteriu final, el hotăra, deci nu exista Dumnezeu, ei, zei, mitologii, da, exista un element de, știu, reverență în fața ideii de zeități, dar ei nu se amestecau cu oameni decât în mitologie și atunci făceau păcate. Cultura creștină sau lumina Bibliei a transformat civilizația. Și dintr-o lume segregată în bogați, săraci, liberi, sclavi, romani, când suntem în Imperiul Roman, și neamurile care n-au cetățenie, a creat o fraternitate. I-a strâns pe oameni sclavi și stăpâni ca frați. Iar aceasta a fost o revoluție morală. Iar The Great Reset nu vrea moralitatea. Mă mai spun câteva lucruri tot la introducere și vă arăt câteva slide-uri. V-ați întrebat de ce arta care exprima frumosul, simetria, de ce arta acum este nu abstractă, ci nonsensică? Știți cât costă un tablou, cât, știu eu, o treime din peretele acesta de Pollock, de exemplu, e un pictor? 45 de milioane de dolari. În ce constă? Jumătate este roșu, un roșu dezordonat, jumătate e negru și este o dungă la mijloc. Păi orice zugrav fără carte
îmi făcea 45 de milioane. V-ați întrebat cât de absurdă este această idee? Și aici este o conspirație. Nu mă refer la Bilderberg încă o dată, ci mă refer la un plan în care sunt absorbiți oamenii. Dacă, de exemplu, noi suntem miliardari și nu avem ce face cu banii și facem parte dintr-o elită ocultă, cineva va spune, haide să schimbăm mentalitatea oamenilor. Cum? Simplu. Pur și simplu, plătim nonsensuri. Și atunci lumea care vrea pâinică, vrea bani, grăunțe, o să cumpere și schimbă mentalitatea. Ci că asta e cultura. Dacă intrați pe YouTube, la Nimic Nou Sub Soare, este un film, geniul artistic, mi se pare, se cheamă un clip de 5 minute, în care o măimuță, Peter, dintr-o grădină zoologică din Olanda, aruncă vopsele și este, nimeni nu știe că e făcută de o măimuță și este, știu eu, este evaluată ca cea mai formidabilă, știu eu, producție artistică, uluitoare. Și se scriu cronici, laudative, știu, mărețe. Ei bine, când se află că, de fapt, Pierre Grasso nu este decât maimuța Pierre, maimuța da, din grădină, oamenii continuă să spună totuși că au văzut în asta o artă extraordinară. Snobism. Și snobism se vede în o grămadă de lucruri. Vă mai spun ultimul snobism. Și apoi mă apropii de conținutul temei. Gender ideology. Ideologia de gen. Frații mei, oameni buni, gândiți-vă rezonabil cu capul. Există doar două genuri, cele pe care le-a rânduit Dumnezeu. Pot exista și anumite patologii, mă rog, justificate prin context, dar nu intrate în normalitate. Dar ca să zici că de fapt sunt, atenție, 12 genuri, dacă s-a auzit, nu 4, nu 6, 12. Și poți să faci la infinit 66 de genuri, totul este un balon. Știți care a fost primul act pe care Biden, președintele Americii, l-a decretat când a devenit președinte? Primul act, asta era și comicăria, a anunțat, a poruncit ca în școli să nu existe WC de bărbați și de fete, ci să fie unisex. Da, adică ce act strălucit! Iar acum când vorbim despre The Great Reset, despre ceea ce se desfășoară în lume, vreau să vă spun că indiferent că va fi, și sper să nu fie, un război, indiferent de nenorocirile care ar putea să le aducă, acestea sunt doar un preludiu. Pentru că programul dincolo de război, dacă nu va fi, sunt fericit și mă rog să nu fie, am copii, am nepoți. Dar dacă cumva va fi, va trece, iar proiectul unei reașezări a civilizației noastre se va face hotărât. Aș vrea acum să rog pe băiatul de la prietenul meu să îi dăm drumul la imagini. Uitați-vă, vă rog frumos, la ceea ce vedeți, World Economic Forum. Ați auzit de el? Domnule, este benign, e pentru oameni, World Economic Forum. Și anume ce se referă la economie, la starea de bine, da, de unde? Dar Forumul Economic Mondial nu are nimic de a face cu economia direct, ci cu civilizația. Citiți, vă rog, ce scrie în Chenarul Albastru. Agenda 2030. Știți ce se bază în 2030? Că proiectul Marii Resetări trebuie să se încheie, deadline, e linia de finish, trebuie să aibă loc încheierea atunci.
Câți ani mai sunt? Nu, n-am dat drum imediat. Da. Uitați ce scrie. Bine ați venit în 2030. Nu mai dețin nimic, n-am niciun fel de privatețe sau loc al meu, teritoriul meu, și viața n-a fost niciodată mai bună ca acum. Astea sunt extrase din World Economic Forum, nu sunt opiniile mele. Iar băiatul acela zâmbește stupid și zice, n-am nimic și voi fi fericit sau sunt fericit. Sau n-ai nimic și tu vei fi fericit. De fapt, asta se vrea. Și știți de unde vine această lozincă și acest desiderat al fericirii omului gol? Dragii mei, ceea ce vedeți este noua față a comunismului. De fapt, se cheamă marxism. Aș vrea să fac ceva, o mică precizare acum. Nu știu, vă uitați la ceas în seara asta? Că dacă vă uitați, trebuie să mă grăbești să dau mai rasol. Vă rog, nu vă uitați? Vă mulțumesc. Da, am bun simț și nu vă țin, vă dați seama că... Vreau însă să nu fiu silit. Vă rog, rețineți un lucru. Comunismul s-a născut în 1848, Karl Marx, Manifestul Partidului Comunist, Internaționala I, a II, și în sfârșit, contrar previziunilor lui Marx, comunismul își ia prima înfățișare în Rusia țaristă, agricolă, predominant agricolă, vai și amar de mama ei. Lenin și apoi Stalin naționalizează tot, iau tot de la oameni, sunt dezastre. Un grup de intelectuali marxiști sau comuniști sunt foarte nemulțumiți că nu asta trebuia să fie. Și intelectualii aceștia nu sunt ruși, pentru că marxismul a fost importat din Occident în Rusia și a găsit câțiva suporteri care vreau și ei să fie mari, pe cai mari. În schimb, câțiva intelectuali din Occident au spus rău, rău, foarte rău. Nu așa trebuia. Altfel se schimbă lumea, nu cu biciul și cu răsturnarea tractorului, cu roatele în sus. Că asta s-a făcut în Rusia. Și a mers din rău mai rău și China comunistă cu Mao Tse-tung a fost dezastru, foamete, genocid. Știți câți au murit în gulag? Se estimează 50 de milioane de oameni. Așa au murit vreo 20 ceva și au și fost deportați și soarta lor. Adică n-au murit 50 de milioane, dar au murit vreo 20 și ceva și restul sunt dispăruți, resetați în Sibir, în Siberia sau aiurea. În China 55 cu ocazia Revoluției Industriale. 55 de milioane. Dar mă întorc. Și un grup de intelectuali au spus rău, rău. Hai să ne întâlnim. Ei s-au întâlnit la Frankfurt. Și în 1923, la inițiativa unui profesor comunist, german, evreu german, numit Grünberg, s-au întâlnit și au format așa numita școală de la Frankfurt, la care s-au strâns toți comuniștii, toți marxiștii, și de acolo și de dincolo. Și între ei a fost unul, Georg Lukács, omul estetician, eu la conservator am învățat despre el, sau din ale lui. El a spus, comunist, trebuie să promovez sau să inventez așa numita teorie critică. Nu știți ce, nici eu n-am înțeles până l-am citit. Și ce înseamnă teoria critică? Să critici toți stâlpii creștinismului. Dacă există ordine, trebuie demolată. Ordinea de bun simț, estetica, vedeți arta. Dacă e frumos, trebuie să fie estetica urâtului.
Dacă e familia, trebuie să desfințăm familia. Dacă este virtutea, știu eu, virginitatea, trebuie să o dăm la o parte. Și uite cum toate reperele creștine au fost atacate și demolate. Iar ceea ce vedeți în America, le-am văzut la fața locului acolo. Ceea ce vedeți în America este o răzvrătire, o împotrivire, o rebeliune împotriva a tot ce este creștin. Dacă există acum demonstrații pro-Hamas, să știți că nu toți cu arabii sunt împotriva iudeo-creștinismului. Iar Israel, care a fost, știu eu, teritoriul sau grupul în care Dumnezeu și-a descoperit voia lui, odată cu iudeii să dispară și Biblia. Iar The Great Reset este programul marxist ca lumea să intre din nou în comunism, dar un comunism nu din ăsta ușor, cum a fost în România sau în Rusia, ci un comunism care să te ducă sub control total. Acum sunt și condițiile, până acum nu au fost. Al doilea lucru, deci în primul rând să dispară proprietatea. Dau înapoi pentru că n-am terminat. Știți ce înseamnă să dispară proprietatea? Vă dau un exemplu. Ați auzit de AI, adică Artificial Intelligence. Ce este inteligența artificială? Există supercomputerul care poate programa de tine pe liniile gândirii tale, că el nu gândește. Nu e inteligent. E programat. Tu ești inteligent. Inteligent rău sau inteligent bun. Iar computerul, după gândurile pe care tu le bagi, el execută, el nu e inteligent. El are doar tot fondul care să răspundă la ceea ce am, cu ceea ce am băgat în el. El nu poate crea, el nu poate gândi. El poate face greșeli, el te poate omoră, de acord, prin defecte. Ei bine, AI-ul de acum, robotica, robotronica, te scoate din muncă. Voi știți că în câți ani? În 2000, nu mai țin minte, 15, s-a constatat că 20% din toate meseriile și profesiile nu mai au nevoie de oameni în America. Asta înseamnă că tu devii șomer. Dar acum AI-ul sau Artificial Intelligence, de acum mătură tot. Se recomandă în America, nu mai învățați dreptul, nu mai studiați dreptul, pentru că vor fi avocați și magistrați care vor examina, știind toate legile, nu trebuie să sar de colo-colo cu mintea ta greoaie. El știe tot și îți dă verdictul. Nu va mai fi nevoie de avocați. Nu va mai fi nevoie de săl de clasă. De acum putem la distanță, nu prin Zoom. Ce iese de acolo, nu știm. Dar la ora actuală, haideți să vă spun un lucru. Cineva mi-a arătat o caricatură în care președintele țării, Klaus Iohannis, vorbea niște aberații că picai jos și era glasul lui. Ați auzit? Ați văzut? Păi, frate, cum e posibil? Și că e AI. Au folosit glasul lui, timbrul, inflexiuni și îl face să spun orice. Și mâine o să mă vedeți pe mine vorbind, încurajându-mă la acte indecente. Dar nu sunt eu. Mi-au luat vocea și au făcut și acum nu mai știi ce e adevărat și fals. Este epoca fake-ului. Atenție, fake! Nu mai știe nimic. Iar cu hologramele, păi, pur și simplu, AI-ul de acum ne va ajuta să creăm o nouă realitate, să nu mai avem nicio siguranță, nu mai avem repere și, în al treilea rând, te va scoate din muncă. Și dacă nu o să ai servici, că nu mai e nevoie. Nu mai e nevoie nici de portar, nici de mecanic auto. Am văzut cum se asamblează mașinile, cum se sudează părțile de automobil. Totul e automat, un singur om se plimbă și verifică munca roboților. Te-a scos din funcție. Și atunci nu mai e bani cu care să plătești curentul, să plătești gazul, chiria, taxe. Și atunci ce faci? Și spune statul, noul guvern mondial, zice, lasă-mă pe mine,
dă-mi-e tot și eu îți dau ție grăunțe. Îți dau să papi, am grijă de tine. Iar știți dumneavoastră că în Olanda lucrul acesta s-a întâmplat deja. În Spania mi-a spus o doamnă că este incredibil. Dacă tu ești plecat, vorbesc de Spania și de Olanda, oamenii care au trăit sub această teroare, dacă tu pleci și dacă niște derbedei de la cârciumă îți sparg casa și dacă n-ai anunțat în 3 zile, nu mai poți să-i scoți. Nu știu dacă înțelegeți, e ceva care... Și eu zic, fiți serioasă, doamnă, eu vin de acolo, este... oamenii se tem de acolo. În Olanda, refugiații au prioritate în fața proprietarilor. Și dacă statul spune, domnule Guneș, primește în casa ta 5 sirieni. Domnule, dar nu există, dar dacă nu, te scot pe tine, te bag într-o... tu proprietar, te bag într-un bloc de homeless, iar pe ei îi aloc în această casa ta. Dar în casa mea nu mai există proprietate. Asta se întâmplă în Olanda. Poate că s-a întâmplat și acum cu schimbările politice de acolo, a pus frână. Bun. Vedeți cum curând o să nu mai sunt servicii, curând nu mai putem să ne întreținem și atunci ne ia statul și ne face un fel de pensionari. Dar atenție! Trebuie să îndeplinești condiții ca să-ți dau grăunțe. 2. Ce vedeți? Supraveghere. Klaus Schwab este șeful de la World Economic Forum. În viitorul apropiat, sisteme de monitorizare vor fi aplicate pentru deplasarea oamenilor și urmărirea lor. Comunism. Urmărim o fuziune a identității fizice, digitale și biologice. Asta scrie în documentele de pe internet. Le puteți găsi. Intrăm în era internetului trupurilor, colectând informații prin intermediul dispozitivelor care pot fi implantate, înghițite sau purtate la persoane. 3. Deci primul plan, să nu mai ai proprietate. Al doilea, Big Brother te vede. Și orice mișcare, vă spun, în China, nu poți să eludezi monitorizarea totală. Dacă vreți, vă documentați pe internet. Ați auzit de Central Bank of Digital Currency. Sunt banii criptomonede. Azi mi-a spus contabila de la instituție, e ceva uluitor. Din noiembrie, din 11 noiembrie, auziți? Nu va mai putea contabilul sau contabilitatea să aibă cash în casă. Până acum a fost 10.000 de lei. Cât? 2.000. Dar cu 2.000 nu pot să plătesc urgențe. Totul trebuie controlat. Și asta de la 10.000, vă spun altceva. A venit cineva din Olanda, din Danemarca, cu valuta corona daneză. Din luna august nu se mai schimbă România decât 4 valute. Domnule, dar sunt bani munciți de mine, am document, sunt 30.000 de coroane. Și spune, nici Banca Centrală, nimeni în România nu mai schimbă. Sunt doar 4 valute, ce faci cu ele? Du-te în Olanda sau în Danemarca. Și aceștia sunt pași pentru ceea ce urmează curând să se întâmple până în 2030, când trebuie să se implementeze. Ce? Știți ce înseamnă Digital Central Bank of Digital Currency? Că nu doar se știe tot ce cheltui, eu n-am probleme, pot să știe toată lumea că sunt la lumină, transparent. Nu doar tu ești controlat, ci banul are identitate. Și dacă tu ești unul care n-ai dreptul să ai, că n-ai, știu eu, recomandările să
dispui de bani și eu vreau să te ajut să-ți dau un ban, nu pot. Pentru că banul trebuie să se știe unde merge, la cine ajunge. Și dacă acel cineva nu este vrednic să fie ajutat, banul nu ajunge la el. Mai mult. Curând banii vor deveni vouchere. Știți ce e un voucher? Este un bon sau un bon valoric cu termen. Dacă în 6 luni n-ai cheltuit, nu mai e nimic. S-a dus. Bine, dar nu contează. Merg mai departe. Vei putea folosi banii doar dacă dorințele tale vor corespunde cu ceea ce vrea guvernul mondial. Mai departe. Al patrulea punct. Așa numitul sistemul de credit social. Ce înseamnă creditul social? Tu ești un liber gânditor și tu spui, domnule, democrație, drepturile omului, tu ai voie să spui, guvernul nu îți va pune căluș, dar va băga în internet, în computer, omul acesta e contra politicii guvernului mondial și capeți un credit negativ. Și tu vrei să mergi la tren și dai, vrei să cumperi bilet cu cardul și cardul este blocat. Nu o să știți, nu știu dacă apare aici, da, asta vreau să spun, The Guardian este o publicație din Marea Britanie. China a interzis 23 de milioane de cetățeni pe an, și asta a fost în 2018, de a-și cumpăra tichete de călătorie, tren sau avion, folosirea banilor, nu-i putea folosi, accesul copilor la școli bune, facultate, pentru că au credit social negativ. 23 de milioane, ei, la un miliard, e mai nimic. Dar gândește-te că acest lucru e tăvălugul care vine peste mine. Forumul Economic Mondial va continua, uitați-vă că e dat unde, o să vedeți sursa, va continua să colaboreze cu China pentru contribuții mai mari în a crea o societate, și acum comunismul l-a avut pe tovarășul, pentru pace, prosperitate și bună înțelegere. În Australia, în orașul Darwin, s-a implementat deja sistemul de credit social. În 13 iunie 2019, ONU, vedeți pe Gutierrez, intră în parteneriat cu Klaus Schwab pentru a accelera implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare sustenabilă. Și apare încă un corifeu între Klaus Schwab și liderul Americii. În Catholic Herald scrie: în prezent, cei care au implementat cel mai bine doctrina socială a Bisericii Catolice sunt chinezii. Pentru că asta a vrut Biserica Catolică de-a lungul a 2 milenii. Să controleze tot. Nu există libertate de conștiință, nu există opinie. Dacă nu ești eretic, și am inchiziția. Asemănările între opiniile papei Francis și a lui Xi Jinping ar putea fi un dar special pentru lume. Papa se îngrijorează de aceleași multe lucruri de care se îngrijorează și președintele chinez. Ambii au aceleași preocupări. E dată sursa. Nu știu dacă știți că în decembrie 2020 Papa a luat o inițiativă, care a luat-o chiar înaintea Forumului Economic, să creeze Consiliul pentru Capitalism Inclusiv în asociere cu Vaticanul. Sunt miliardar din Fortune 500, cei care constituie această elită, care, a căror valoare sau bogăție este de 2,1 trilioane, nu miliarde, trilioane de dolari. Îi vedeți mai bine aici, iar aici este doamna care e președinta, Linda Rothschild. Vă spune ceva numele?
sunt bancherii lumii. Nimeni nu trebuie să se teamă de faptul că Dumnezeu a îngăduit, spune el, diferitele religii. Știți ce zice asta? Că toate religiile sunt bune, sunt îngăduite, dorite de Dumnezeu. Iar la urmă el va intenționa să facă o singură religie mondială. Cel pe care îl vedeți este arhiepiscopul Vigano, a fost secretarul general al Vaticanului și ambasadorul Vaticanului la Washington. Citesc pentru că este important. Bergoglio Francisc este unul din cei mai convinși aderenți ai religiei globaliste, o religie. Dacă voi sunteți altfel decât cum vreau eu, dispăreți. El îmbrățișează toate țintele ei, promovează planurile și doctrinele ei și combate dușmanii ei. Dacă n-ar avea rolul pe care l-are în ierarhia bisericească, putea fi considerat profetul noii ordini mondiale și cel mai mare dușman al Bisericii lui Hristos. Faptul că este în mod universal socotit capul bisericii este un extrem de grav conflict de interese, o trădare a autorității pe care o poartă. Vreau să știți că la ora actuală în catolicism există o disjuncție. Foarte mulți catolici, ca și arhiepiscopul Vigano, îl consideră pe papa anticrist. Sări peste asta, poate voi vorbi ceva data viitoare. Dragii mei, ne aflăm la sfârșitul prezentării. Că va fi război sau nu, oricât de dureros ar fi, nu e capătul. Eu sper să nu fie și ne rugăm lui Dumnezeu pentru pace. Avem oameni, sunt atâția nevinovați. Războiul să nu fie, e cea mai mare nenorocire și cel mai mare blestem inventat de diavolul. Dar gândiți-vă că dincolo de această îngrijorare este un proiect în care trebuie să intrați ca un picior în pantof până în 2030. Iar ce va fi? Va rămâne pe poziții, pe linia conștiinței, doar cei care îl cunosc pe Dumnezeu. Pentru că nu el și nu ei, ci Dumnezeu e la butoane. Și de aceea suntem aici în biserică, ca să ne încurajăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne apropiem de Iisus Hristos, să-L facem pe El scutul și apărarea noastră. Haideți, pentru că sunt motive de îngrijorare, să ne întoarcem la Dumnezeu, făcându-L pe El prioritatea vieții noastre, în fiecare zi. Vreți? Atunci, voi să ne rugăm în mod special acum. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că scrutând orizontul prin periscopul profetic și al evenimentelor, am înțeles cât de înaintate sunt timpurile și că ne apropiem nu doar de conflicte și de motive de îngrijorare, ci ne apropiem de ziua revenirii lui Hristos, așa cum crezul o spune. Te rugăm, Tatăl nostru, ajută-ne să facem din tine comoara de mare preț, să te căutăm pe tine și în fața acestor nori întunecați să nu ne temem, pentru că Tu ești la butoane. Îți mulțumim că Tu ne cunoști pe fiecare în parte, bărbat, femeie sau copil, și că Tu ai hotărât planul de salvare în care suntem invitați să intrăm ca oamenii dinainte de potop în corabia lui Noe. Ajută-ne, Doamne, să nu rămânem afară. Ajută-ne să te facem pe tine, Tatăl și prietenul nostru. Acum, seara, ia-ne de mână și ajută-ne ca, ne uitând aceasta, să continuăm meditația în drum spre casă. Noi îți mulțumim pentru avertismentul dat. Te lăudăm în numele Domnului Hristos. Amin.